Dragii mei, de altfel, ăsta este scopul cu care ne adunăm și venim în casa Domnului. Ca să ne învățăm unii pe alții, pentru ca să trăim o viață mai frumoasă, o viață cristică, o viață dumnezeiască, aici pe pământul acesta, între oamenii care trăiesc o altă viață, după un alt stăpânitor, după un alt domn. Vedeți, fiecare dintre oamenii aceștia care caută pe Dumnezeu au un destin, ceilalți au altul destin. Dorim să trăim o viață de fericire împreună cu Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Dar vedeți, dumneavoastră, așa cum am citit și în ziua de astăzi, din cuvântul Domnului, Domnul stă de vorbă cu Iosua. Vine la Iosua și stă de vorbă cu el. Moise moare, așa cum spunea și Dariu. Și acum poporul trebuia să intre în stăpânirea țării Canaan. Erau din coași de Iordan și acum trebuia să intre în țara aceasta și acolo găseau pe cei din Ierihon și cetățile întărite. Și ca să intri, în stăpânirea la astfel de cetăți și la o astfel de țară, nu puteai să mergi la un astfel de război oricum. Și Dumnezeu personal vine la Iosua și stă de vorbă cu el. Și în textul acesta care s-a citit, Dumnezeu folosește de 3 ori cuvintele îmbărbătează-te, întărește-te și îmbărbătează-te. În versetul 6 spune așa, întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestea țara pe care a jurat părinților lor că le vei da. Tu ești cel ce vei da în stăpânire poporului țara aceasta. Dragii mei, în cuvintele acestea, Dumnezeu vrea să-i spună lui Iosua că el era un lider ales de Dumnezeu și el era cel care conducea poporul, un general care conducea poporul la un război împotriva cananiților. Și el este cel ce dă în stăpânire poporului țara respectivă. Vedeți, Dumnezeu ne-a ales ca să fim copii ai Lui, oameni care să trăim pe pământul acesta purtând în noi chipul Lui, purtând în noi amprenta Lui. Și noi în lumea aceasta trebuie să trăim o viață curată, o viață frumoasă. Pentru că își dorim să intrăm dincolo. Vedeți după cum aici Iosua era căpetenia unui popor. Avem o căpetenie și căpetenia noastră este Domnul Iisus. Dar în lupta, în războiul care îl ducem aici pe pământ, îl ducem nu ca grup, ca congregație, ca biserică, ci fiecare personal avem de luptat împotriva dușmanului nostru, care în fiecare zi ne urmărește și în fiecare zi dorește să ne atragă în cursele lui, în lanțurile lui. Suntem luptători individuali. Doar Domnul Iisus Hristos, cu tot ceea ce a pus în noi, ne poate ajuta să putem ajunge acolo unde de altfel ne dorim. Vedeți, și cuvântul Domnului spune aici, întărește-te și îmbărbătează-te. Acesta este un cuvânt pentru noi în ziua de astăzi, să ne întărim și să ne îmbărbătăm. Pentru că și Dumnezeu ne-a chemat la o moștenire nestricăcioasă, la o moștenire pe care, în care să trăim veșnic împreună cu Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Amin. În versetul 7 spune așa, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după toată legea pe care ți-o dat-o robul meu Moise. Deci întărește-te și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie, după legea pe care ai primit-o, după legea care a dat-o Dumnezeu prin Moise, după cuvântul pe care noi îl avem, că se transpune la vremurile noastre de astăzi învățătura aceasta. Și noi suntem cei care avem în fața noastră cuvântul Domnului. Și cum ne putem îmbărbăta și întări? Lucrând cu credincioșie, după legea lui Dumnezeu, după cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori nouă oamenilor ni se par grele legile, poruncile, pentru că ne gândim de multe ori că ele ne îngrădesc cumva, ne pun niște stăvilare în calea noastră, în mersul nostru și parcă nu putem să ajungem să fim ceea ce vrem să fim noi, când știm bine că în noi este cineva care lucrează și dorește o altfel de viață să o trăim. Și noi avem în fața noastră poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta ne îndeamnă să trăim dumnezeiește. Vedeți, de ce nouă
ni se par grele lucrurile acestea, că de multe ori ne-am putea spune noi, oare Dumnezeu de ce ne-a dat legile acestea să ne îngrădească oare cu ele? Ce exprimă de fapt legile lui Dumnezeu? Ce arată legile lui Dumnezeu? Ce vrea să ne spună Dumnezeu când ne-a dat cuvântul Său, când ne-a dat legile Sale? Vedeți, în cuvântul acesta, legile lui Dumnezeu nu exprimă altceva decât voia lui Dumnezeu, decât sfințenia lui Dumnezeu, decât caracterul lui Dumnezeu, decât pe El însăși așa cum este El. De altfel, în Noul Testament, acolo spune despre Domnul Iisus Hristos, când ne spune că El este pildă. Deci El a mers înaintea noastră ca o pildă, pentru ca noi să ne uităm la El și așa cum a trăit El să trăim și noi. Deci, dragii mei, Domnul Iisus Hristos, când ne-a lăsat cuvântul Său, ne-a lăsat cu un scop. Pentru ca noi să trăim, să lucrăm cu credincioșie în toate problemele vieții noastre după cuvântul Lui. Pentru că și dacă facem lucrul acesta trăind după cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu este soluția la toate problemele vieții noastre. Așa cum El a gândit soluția la ieșirea din impas și din problemele de viață în care intrăm uneori. Vedeți, noi de multe ori căutăm să alegem soluțiile noastre umane. Și când alegem noi soluțiile noastre umane, de multe ori s-ar putea să o clacăm și atât de greu ne lovim cu capul. Și când vedem unde ne duc soluțiile noastre umane, atunci începem să căutăm ajutor. Și căutăm ajutor la frați, și căutăm ajutor la Domnul, și Doamne, nu acu scapă-mă, că eu am plecat greșit, am ajuns unde am ajuns, și bine este când omul recunoaște că a greșit în deciziile lui și în pornirile lui și se întoarce la Domnul. Că atunci Domnul este gata să vină în ajutorul lui. Dar când omul nu recunoaște starea asta și nu recunoaște greșelile care le face în alegerile lui, atunci este foarte greu să se reabiliteze omul. Pentru că omul nu-și recunoaște problema și nu-și recunoaște greșelile care le-a făcut în alegeri. Deci să lucrăm cu credincioșie, pentru că legile lui Dumnezeu nu fac altceva decât sunt soluțiile lui Dumnezeu la problemele noastre, în primul rând, în al doilea rând, trăind după cuvântul lui Dumnezeu și după legile și poruncile lui Dumnezeu, să schimbă caracterul nostru. Știm bine că moștenim un caracter păcătos și avem în natura aceasta umană, avem sămânța aceasta păcătoasă semănată în ea. Ea întotdeauna caută să fie prima, întotdeauna vine și ea cu soluțiile ei. Întotdeauna caută să întineze caracterul nostru, felul nostru de a fi, de a gândi, de a trăi, de a ne relaționa cu oamenii. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne schimbă. Și când noi ne lăsăm schimbați după acest cuvânt al lui Dumnezeu, schimbându-se caracterul nostru, gândirea noastră, felul nostru de a fi în relațiile cu semenii noștri, începe mereu, mereu chipul Domnului Iisus Hristos să se vadă în noi. Și când începe chipul acesta Domnului să se vadă în noi, deja relația noastră cu Dumnezeu este cu totul alta față de ce a fost înainte. Suntem oameni schimbați, suntem oameni noi, chipul Lui începe mereu să se vadă în viața noastră, în toate problemele vieții noastre. Vedeți, dragii mei, fiindcă în cer, Domnul Iisus nu va duce pe cineva care nu seamănă cu El. Așa cum am spus-o și altă dată, mă uit în biserica aceasta, mă uit peste toți care sunt aici, care sunt copiii mei. Îi cunosc din start, când mă uit după să ei, fiindcă sunt copiii mei, îi cunosc. Când Domnul Iisus Hristos vine să-și ia pe cei care sunt ai Lui din lumea asta, se uită în lumea aceasta, așa cum mă uit eu în biserica aceasta, și dintr-o privire El îi vede pe toți. Pe toți care sunt copiii Lui. Și îi cheamă la El. Veniți, că voi sunteți ai mei. Vedeți, schimbarea aceasta îmi dă siguranța că atunci când vine Domnul Iisus Hristos, voi pleca din lumea aceasta. Dar eu și până atunci trebuie să știu că sunt un copil al lui Dumnezeu. După relația pe care o stabilesc și o port cu Domnul Iisus Hristos în fiecare zi. Vedeți, în relația aceasta sau siguranța aceasta că voi moșteni cerul, nu trebuie să o aștept atunci când vine Domnul Iisus. Eu trebuie să o știu de acum.
Eu de acum trebuie să știu că voi merge acolo. Pentru că relația și trăirea mea cu Domnul Iisus Hristos e o relație așa de strânsă, încât eu știu că El este în mine și eu sunt El. Și eu știu că trăiesc o viață de pace cu El, pentru că simt relația aceasta cu El. Deci lucrurile acestea nu se bazează doar pe vorbe, nu se bazează doar pe imaginații, ci lucrurile acestea se bazează pe o trăire și o relație personală cu Domnul Iisus. O relație personală cu Domnul Iisus. Și asta, relația aceasta, o trăim în fiecare zi. Nu duminică de duminică, ci lucrul acesta trebuie să petreacă în fiecare zi. Cu mine, dacă sunt sincer și dacă vreau cu adevărat să ajung acolo. Dumnezeu să ne ajute! Amin!